Spuneai de prietenii cu care țineai legătura din Kiev, dar când a fost, de fapt, primul contact față în față cu refugiați din Ucraina? În afară de faptul că sunt expert pe relații internaționale, deja politici comparate, mai am și o afacere. Am o afacere de business hotelier. Și primul contact e valul de refugiați, evident. În prima zi de război, spre seară, deja au început să vină refugiați. Și valul refugiaților a fost pur și simplu gigant în primele două săptămâni. Deci, din prima zi, din 24 februarie, seara, deja erau oameni ajunși aici. Da, deja seara, Odessa a început și anume sloiul ăla de oameni extrem, extrem de bogați. Primele două, trei săptămâni, pur și simplu a invadat Moldova. Moldova nu era pregătită pentru a face față la așa un val de refugiați. El e Marc. Marc Mazureanu. A studiat și a predat științe politice și în Polonia, și în Germania, și în Statele Unite ale Americii. De câțiva ani a revenit acasă. Acum este consultant pentru mai multe organizații neguvernamentale și proprietarul unei pensiuni din Chișinău. Ne-am întâlnit la un moment dat prin oraș și l-am întrebat cine se cazează acum la pensiunea lui. Eram curioasă cine și cu ce scopuri mai ajunge prin părțile noastre. Aș putea scrie un tratat geopolitic regional prin prisma oaspeților care vin la mine, mi-a răspuns Marc. Am glumit atunci despre faptul că politologul din el nu poate să doarmă, dar, dincolo de glume, răspunsul lui mi-a stârnit curiozitatea. Am cazat, cred că, reprezentanța întregului glob, pentru că războiul a afectat pe toți la oaltă. Anul ăsta, de exemplu, este și mai interesant din perspectiva profilului problematicii umane sau problematice condiționate de război. De când a început războiul din Ucraina, în Republica Moldova zilnic vin oameni a căror drumuri altfel nu ar fi ajuns nici când pe aici. Aproape 1 milion de ucraineni au intrat în țara noastră de la începerea invaziei. Alte mii de persoane din Ucraina și din alte țări, chiar dacă nu sunt refugiați de război, ajung pe aici tot din cauza războiului. O parte din acești călători forțați de circumstanțe se opresc la pensiunea lui Marc. Zilnic, el și colegii lui aud istorii de viață care, adunate una câte una, se transformă în fenomene. Serile, asta, discutăm cu lumea și îmi povestesc tot felul de istorii. Asta sunt sorțile umane, deci dacă stați o zi și discutați cu lumea care este căsată, vă împleți un... Fiecare zi aveți material pentru un roman. Am fost curioasă să descoper ce drumuri și ce sorți se intersectează în fiecare zi sub privirile lui Marc și a colegilor lui de la pensiune. Să înțeleg care sunt fenomenele pe care ei le observă. În ce fel războiul din Ucraina influențează viețile oamenilor din Ucraina, dar și din Rusia, Republica Moldova sau din alte părți. Viețile noastre ale tuturor. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Ți amintești prima zi a războiului început de Rusia în Ucraina? Evident. Este o zi amară pentru noi toți. După zeci de ani de pace a început războiul în diferite puncte ale Ucrainei. Răsunau... Șocant pentru toți a fost, pentru fiecare fielul său. Da, eu țin minte că în prima zi noi aveam, eram subcontractat ca să țin un training de formare profesională pentru o serie de ONG-uri. Dar nu mă putem concentra, tremura glasul, pleca gândul într-una, plus că exact la ora 4 dimineața cineva, niște prieteni foarte apropiați, plecau din Kiev semi-dezbrăcați și tot eram cu gândul la dânșii că au reușit mașina să iasă din Kiev, nu a nimerit în sub bombardament și da, adică groaznic, în special când dai și persoane foarte apropiate, implicate, cumva care potențial care poate suferă, da, e destul de marcant războiul.
Presupun că urmăreai actualitatea internațională de până atunci, în continuare, cred că ești conectat la asta. Era cumva să se simțea tensiunea asta, da, din toate cele întâlniri, negocieri, discuții în care tu te așteptai ca om care ești conectat, cum să zic, mai mult decât un simplu spectator al știrilor, da, având o perspectivă asupra relațiilor internaționale, o perspectivă profesionistă, da, te așteptai să înceapă acest război? Factualitatea se aranjează așa că el trebuie să înceapă. Exercițiilor militare comune în Belarus, țara de la granița. Manevrele Zapad 2021. Toate serviciile secrete a statelor puternici, zici, domnilor, da, categoric da, dar rațiunea îți spune nu, nu poate să fie. Deci acolo sunt oameni, acolo sunt... Întrucât ființa noastră e compusă din mai multe componente și una sau o formă de logică, logica rațională care derivă din trei elemente combinate. Unul este profit maximal, investiții minimale sau profit, investiții și riscul potențial. Deci astea trei fac logica sau raționalul. Gândind din perspectivă rațională, zici, băi, dar e rațional să duci în război. Uh-huh. E rațional pentru Rusia să atace, pentru că care e beneficiu? Deci riscurile sunt foarte mari. Marginalizarea globală e foarte mare. Dar este și altă teorie, teoria culturalistă, care zice, omul e crescut într-o anumită cultură, într-un anumit behavior, în anumit pattern, în anumite reguli și mecanisme pe care toți membrii din comunitatea dată le înțeleg. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Deci asta e tot este o logică culturalistă. Și că din perspectiva culturalistă, dacă ne uităm la comportamentul Rusiei pe piața internațională sau ca actor internațional. Atunci e foarte clar. Dar eu revin la, cum zic, senzația ta personală. Vedeam factualitatea, vedeam ce se întâmplă, vedeam mobilizările, vedeam tot. Și exact ca... Bine, eu mulți ani am predat politica externă a Rusiei. Am predat-o în Statele Unite, în Germania. Și din punct de vedere a strategiei și comportamentului Rusiei ca actor, mie îmi zicea că da, război trebuie să fie. Da, inevitabil. Mm-hmm. Dar oricum eu sunt în același timp și om rațional și om crescut în vest, cu valori vest și cu umanism, cu o chestie care tot interiorul meu zice, nu, Marc, nu poate să fie, bă, nu poate, pur și simplu nu poate. Nu poate sau sperai să nu fie. Păi, da, exact. Vrei să nu se fie, este wishful thinking, să numești. Ai vrea să nu fie. Da, proiectezi realitatea prin dorință. Și cauți argumente pentru dorința ta. Absolut, absolut. Zice, este ca războiul 2 mondial. El putea să fie amânat până în ultima zi a atacului. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina și până astăzi, Marc observă cum se schimbă valurile de refugiați, dar și alte grupuri de oameni care ajung la Chișinău într-un fel sau altul din cauza războiului. Uh-huh. Foarte mult variază. Chiar și în prima perioadă a fost un val foarte mare de persoane extrem de înstărite din regiunea Odessa. După aia ei au dispărut și a început să vină regiunile mai din est. Uh-huh. După aia au dispărut și ei și au început să vină reprezentanți a multiple instituții care sunt conectate cu război sau cu criza. Jurnaliști de război, reprezentanța misiunilor umanitare, reprezentanța a business-ului, tot felul de organizații care se ocupă cu logistica, tot soiul de voluntari. A fost o perioadă, apoi și ei au dispărut. După aceea erau mixuri. Mixuri de exemplu, studenți din diferite republici, inclusiv și africane, care își făceau studiile în Ucraina și plecau din Ucraina, dar nu știau ce să facă mai departe. Pentru că acasă nu se puteau întoarce, cumva era o planificație, aveau un buget oricare. În Europa nu puteau intra, ei aveau acces
prin viză doar în Ucraina. Mm. În Ucraina nu se puteau plasa pentru că așa. Erau foarte multe business-uri care erau localizate expres în regiunea Odesei și care deserveau, de exemplu, Israelul, vorbitori de limba rusă. Foarte multe companii, call center-uri, funcționau pentru piața rusolingvă izraeliteană și, hop, nu mai pot să acționeze acolo. Și mulți din investitori deja căutau modalități să-și transfere business în Moldova. Apropo, uh-huh. Moldova aici, dacă să o luăm, bine, nu cinic, dar raționalist, să vorbim, ar fi putut să beneficieze extrem de mult dacă acționa corect și foarte targetat pentru a fi un loc de relocare a multiple business-uri din Ucraina, uh-huh. care nu puteau să acționeze pe perioada conflictului. Ele puteau să fie relocate în Moldova, dar Moldova nu a știut cum să facă față la... Adică să ofere condiții avantajoase? Condiții, da. De exemplu, sectorul IT, cu siguranță, nu am avut. Nici spații nu am avut, nici condiții nu am avut, nici programe. Cu primele valuri de refugiați a venit și Natalia din regiunea Nicolaev, din sudul Ucrainei. Lucrez în Chișinău, în centrul orașului, la o pensiune. Sunt administratoare, fac și curățenie, de toate. După o lună de aflare sub ocupația armatei ruse, instaurată și în regiunea ei chiar din prima zi de război, la începutul lui aprilie 2022, Natalia a decis să se refugieze cu trei dintre fiicele ei. Am plecat 6 aprilie în Moldova. Am ajuns în Moldova la 6 aprilie, în 2022. Da, cum a început războiul. Noi locuiam nu departe de Herson, am fost sub ocupație, încă din primele zile ale războiului. Din nefericire, cum au intrat, ei s-au instalat chiar lângă noi. Am în vedere trupele rusești. A fost o perioadă de groază. E greu să vorbesc despre asta. Copiii erau cu mine, îmi era frică în fiecare secundă. E ceva îngrozitor. Mă lua groaza și dacă auzeam doar sunetul convoiului militar care venea spre noi. Era deja insuportabil. Pur și simplu mă sufocam. Nici nu pot să vă redau. Nu există cuvinte pentru a explica. A fost o lună de coșmar. În Ucraina rămânea mama ei și fiica mai mare, militară în forțele armate ale Ucrainei. Peste doar o lună după ce a ajuns la Chișinău, Natalia s-a angajat la pensiunea lui Marc. Vroia cât mai repede să-și ocupe mintea cu ceva ca să se gândească mai puțin la război. Anunțul de angajare îl găsise pe un grup pentru refugiații din Ucraina. Inițial a fost angajată să facă curățenie, dar pentru că era gata să-i ajute pe toți cei care veneau la pensiune, iar cei mai mulți erau refugiați din Ucraina, Marc i-a propus să fie și administratoare. Lucrez de mai bine de un an. Totul este minunat. Îmi place munca. Da, e ceva nou pentru mine. Nu am mai fost administratoare până acum. Dar am învățat foarte repede, chiar dacă sunt într-o altă țară. Și cred că am înțeles totul repede și ușor. Aici, echipa este grozavă. Mă sprijină în toate. De meserie sunt coafeză. E cu totul altceva, dar partea de comunicare cu oamenii e la fel. Da, și oamenii sunt diferiți. Cred că totuși aveam un fel de experiență și de aceea a fost ușor pentru mine să încep această muncă. Здорово, ви з України? Tatiana, da? Litvania. Când am prijat людей, ми їх приймаємо. Oamenii vin la noi, noi îi cazăm. Sunt din diferite țări și din Moldova, din toate țările. Cei mai mulți, bineînțeles, acum sunt din Ucraina. Sunt cei care vin în Moldova din cauza războiului. Se cazează la noi pentru câteva zile. Caută să închirieze un apartament în oraș ca să se stabilească aici și așteaptă să se termine războiul. Sunt cei care au stat tot războiul în Ucraina până acum. Au răbdat. Au crezut că vor putea să locuiască acolo în continuare, dar situația se agravează, așa că și cei care au stat mult timp, sau iată cei din Odessa, unde până nu demult, situația era mai mult sau mai puțin suportabilă.
dar acum sunt foarte mulți oameni din Odessa care cer. Își transmit unii altora numărul meu de telefon și mă roagă să-i ajut să-și găsească un apartament. Stau în hotelul nostru cât caută un apartament și fie stau în Chișinău, fie merg mai departe. Dar Natalia nu se poate limita la a le oferi oamenilor doar informațiile practice de care au nevoie. Empatizează cu fiecare dintre conaționalii săi și le oferă sprijinul de care a avut și ea nevoie când s-a pomenit în situația de a lua totul de la capăt. Oamenii sunt în stare de șoc. Se simt pierduți. Nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg ce le se întâmplă. Sunt disperați, au nevoie de sprijin. Trebuie să-i încurajezi neapărat. Și uite așa vorbim cu fiecare, pentru că noi suntem deja de un an și jumătate într-o altă țară. Și le spunem, uite, noi aici trăim, am venit în Moldova, închiriem aici un apartament, lucrăm aici. Și tot așa o să reușiți și voi. Noi doar am venit fără nimic. Dar pe parcursul acestui an ne-am luat deja tot ce ne trebuie. Sigur, nu avem o locuință proprie, din păcate. Trebuie să plătim pentru totul. Dar oricum, rezistăm. Se estimează că în prezent în Republica Moldova sunt circa 100.000 de persoane strămutate din Ucraina. E dificil să stabilești cifra exactă, așa cum după o perioadă, unii aleg să plece în alte țări, alții revin, unii au plecat pentru o vreme în Ucraina, apoi iar au venit în Moldova. Ceea ce se știe mai exact e că circa 65.000 de persoane strămutate din Ucraina se află pe teritoriul Republicii Moldova deja mai mult de 3 luni. Autoritățile susțin că fluxul de intrări dinspre Ucraina este constant. Chiar dacă nu toți sunt refugiați, cei mai mulți sunt forțați să ajungă sau să treacă prin Republica Moldova tot din cauza războiului. Anul trecut oamenii fugeau în mare parte de conflict armat. Anul ăsta oamenii se împinși din țară din necesitate de perfectare actelor. Foarte, foarte mulți pleacă sau vin în Moldova să-și perfecteze actele. De exemplu, până la război în Ucraina trăiau. De fapt, n-am nicio statistică, dar mă uit după profilul uman. Oamenii vineau, foarte mulți vin cu acte rusești, adică ei trăiau în Ucraina cu cetățenia a Federației Ruse, cu viză de reședință permanentă sau temporară în Ucraina și trăiau așa câte 5, 10, 15 ani. A fost o fată, avea 28 de ani și ea toată viața a trăit în Ucraina cu vize de reședință temporară care tot și-o prelungea și-o prelungea și-o prelungea și nu avea nicio problemă că e pe documente rusești și acum într-o zi ea se trezește cu documente rusești în Ucraina care nu acceptă nimic rusesc. Și probabil problemă. Actele expirate, una. A doua, cetățenie rusească per se deja e problemă. Ea evident nu se identifică cumva ca ruscă trăind toată viața în Ucraina, dar documentele știi cum e. Documentele vorbesc pentru sine. Și ea vine în Moldova, se duce la ambasada rusă pe care o detestă singură, pentru că ea nu se identifică ca rusoaică, se duce la ambasada rusă, stă în rând ca Rusia să o evalueze dacă e suficient de rusă ca să îi dea actele, ca e cu actele astea să nu se poată întoarce în Ucraina, pentru că în Ucraina cu acte rusești nu ai ce face. Și ea încercând tot în Moldova, deja luând actele de la ambasada rusă, să meargă la ambasada ucraineană și să ceară acte ucrainești în baza vizii permanente de ședere de multiple ani în... Dar asta ți-a povestit ea că a fost intervievată, evaluată, da? Păi, serile, asta, discutăm cu lumea și îmi povestesc tot felul de istorii deja pe care le au. O altă istorie, fiica cu cetățenie rusească, născută în Ucraina, a venit în Moldova ca prin ambasada ucrainească în Moldova, cumva să-și facă un act să-i permită să intre pe teritoriul Ucrainei ca să-și viziteze mama care
în ultimii 6 ani de viață și maică-sa nu se poate deplasa din Ucraina, dar nici nu vrea de să se deplaseze, dar ea nu poate să intre și ea vrea măcar ultima dată să vadă pe maică-sa. Cetățeanca Rusiei. Da, fiică de Ucraina, deci a crescut și a copilărit în Ucraina, tu s-a căsătorit la o mit vârstă în Rusia, s-a mutat în Rusia și, bine, astea sunt sorțile umane, deci noi avem o mulțime de moldoveni care s-au mutat în Rusia, au trăit toată viața acolo și s-au dezis și de cetățenie moldovenească în favoarea cetățeniei ruse, pentru că economic la acea vreme era mai confinabil. Și pentru acum că Rusia nu acceptă dublă cetățenie. Absolut, absolut. Ca acum să vină să-și caute înapoi cetățenia moldovenească, cu care și românească de altfel. Da, și peste noapte devin român și punctum și tot așa. Uh-huh. Cât de frecvente sunt cazurile astea? Zilnic. Dacă stați o zi și discutați cu lumea care este cazată, vă împleți un... Fiecare zi aveți material pentru un roman. Numărul moldovenilor care renunță la cetățenia Republicii Moldova este în scădere, iar numărul celor care solicită cetățenia Republicii Moldova a crescut în ultimii 2 ani. Așa cum Rusia nu permite dubla cetățenie, de-a lungul anilor, cetățenii ai Republicii Moldova care alegeau să se mute în Federația Rusă renunțau la cetățenia moldovenească pentru a obține pe cea rusească. Dar în 2022, numărul solicitărilor de renunțare la cetățenia Republicii Moldova a scăzut cu 30%, ceea ce înseamnă cu 370 de solicitări mai puține față de 991 de solicitări în 2021. Totuși, cei mai mulți care renunță la cetățenia moldovenească, circa 70% dintre solicitări, sunt din partea celor stabiliți în Germania, care impune drept condiție pentru obținerea cetățeniei germane renunțarea la cetățeniile non-UE. Pe de altă parte, în 2022, numărul solicitărilor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova a crescut cu circa 50% față de anul anterior. În ultima vreme, foarte des vin la noi oameni din Rusia. La noi pensiunea este foarte mică, dar sunt din cei care solicită o cameră și dacă noi nu avem, îi ajutăm, le dăm alte adrese. Adică e un număr foarte mare de oameni din Rusia care vin aici ca să-și facă acte, care își caută aici legăturile de rudenie, rădăcinile din Moldova, pentru a obține cetățenia. Vorbim cu toată lumea și fiecare are o poveste a sa. Vor să se întoarcă din nou în Moldova, să-și recâștige cetățenia aici și să nu se mai întoarcă în Rusia. A fost un caz foarte interesant. Asta iarnă, o femeie în vârstă și nora ei au venit la noi. Ele sunt din Sankt Petersburg. Am comunicat cu ele online înainte să ajungă. Nu ne văzusem încă, dar eu le explicam cum să ajungă la noi, pentru că nu cunoșteau orașul. Și când ne-am întâlnit, deja la pensiunea noastră, când m-am dus să le explic toate informațiile, ele s-au uitat cumva așa la mine. Eu vorbeam, le explicam ce și cum, iar ele se uitau țintă la mine, de parcă nu erau în apele lor. Atunci ele mă întreabă, sunteți din Ucraina? Da, le răspund. Scuze, le spun, asta e o problemă pentru dumneavoastră? Nu, am vrut să vă spunem că noi suntem din Rusia. Asta nu este o problemă pentru dumneavoastră aici? Această întrebare a răsunat cumva așa. Era prima dată când cineva mă întreba asta. Am fost foarte surprinsă. Am întrebat care ar putea fi problema. Atunci femeia în vârstă vine la mine și, fără să scoată un cuvânt, cade în genunchi la picioarele mele și își pune brațele în jurul picioarelor mele și începe să plângă. Nu știu, era un plâns, plângea în hohote și îmi zice, iertați-ne, vă rog, iertați-ne. Totul era așa, nu știu cum să vă explic. Am început să plângem toate împreună. Nu puteam vorbi. A fost atât de emoționant. De când venisem la Chișinău, am ținut totul în mine și în acel moment am explodat. A fost probabil greu pentru noi și pentru mine, pentru că sunt din Ucraina. Noi chiar am suferit foarte mult. Мы страдали очень сильно. И им было очень, ну не то, что стыдно. Și ele erau foarte
Nu că le era rușine, dar sufereau, le durea, se simțeau prost. E de nedescris. Și au spus că suntem aici pentru că nu vrem să fim complici la tot ce se întâmplă. Ne dăm seama că viața noastră nu va putea continua în Rusia. Totul e rău, nu doar afacerile, ci și mediul în sine. E greu și acolo. Mi-au explicat întreaga situație, cum se petrec lucrurile acolo acum, relațiile între oameni și, în general, la locul de muncă, cum încearcă să vorbească cu cineva despre război, să le explice oamenilor ce se întâmplă cu adevărat. Ele au poziția corectă, își dau seama că, de fapt, se desfășoară un război, că oamenii suferă, că așa stau lucrurile. Și au probleme la serviciu. Oamenii sunt pedepsiți pentru asta. Nu poți vorbi deloc despre asta. Se ajunge până la rețineri la secția de poliție și poți fi închis pentru câteva zile. Deci chiar se pedepsește. Dacă un copil undeva la școală a spus ceva pe tema războiului, părinții sunt chemați la școală. Deci totul este dur, foarte dur. Am auzit asta de la oameni care trăiesc în Rusia. Реально жестко. Да я от людей услышала, которые живут в России. Și doamna îmi spunea atunci, eu am un fiu care trebuie să vină aici. Noi vrem să redobândim cetățenia, pentru că avem rădăcini moldovenești, îndepărtate. Apropo, ei niciodată nu s-au gândit să-și redobândească cetățenia. Adică, pentru ei totul era bine și, cum a început războiul, ei au fost nevoiți să-și reconsidere complet viitorul. Și ea spune, fiul meu va veni când va putea, ca să-și facă actele. Încercăm cât mai mult posibil toate rudele noastre. Vreau să spun, dacă este necesar, vom merge până la a pleca din Rusia. Timpul a trecut și apoi acești oameni m-au sunat. Fiul ei a fost aici cu o lună în urmă, cam așa ceva. A venit cu băiețelul lui. A venit să facă actele și a reușit. A obținut cetățenia moldovenească. Și el era atât de fericit că acum nu o să meargă la război și nu-l mai paște acest pericol. Adică el deja a analizat ce poate să facă aici, ce fel de afacere poate să dezvolte ca să trăiască aici, adică în Moldova. Eu am fost, nu că surprinsă, dar a fost plăcut pentru mine, mai ales pentru mine. Это было приятно. То есть, да, это было мне особенно, да. În 2022, cetățenia moldovenească a fost solicitată de 6.100 cetățeni ai Federației Ruse, ceea ce reprezintă 60% din totalul de 10.260 de cereri. Alte 2.150 de solicitări, adică circa 20%, au fost făcute de cetățeni ai Ucrainei. Nu știm exact câte din aceste solicitări sunt din partea celor care au mai avut cândva cetățenia Republicii Moldova, dar cetățenia moldovenească poate fi obținută și de cei care au părinți sau rude mai îndepărtate, născute pe teritoriul Republicii Moldova. Mi-aduc aminte, chiar în prima fază a conflictului, se cazase la noi o familie mare extinsă de armeni. Ei cumva vroiau să fie văzuți ca armeni, adică noi nu facem diferență, nu avem atitudine cumva selectivă, că-s ruși, că-s beloruși, că-s... pentru că înțeleg că în situații de conflict ăsta nu sunt oamenii care au luat decizii, ei sunt pătimașii, ei sunt victimele conflictului. Dar iarăși nu vreau nici spațiul nostru să devină tărâm de conflict intern între diferite opinii politice. Și am instituit o regulă că nu discutăm subiecte conflictuante sau antagoniste în caz că apar poziții antagoniste. În pensiunea asta, da? Da, da. A fost, de exemplu, un grup de armeni veniți chiar în primele zile de război. Se bombardau Odessa, ei erau din regiunea Odessei și încercau să facă multe, cumva să răspândească idei că, da, nu știm, dar naționaliștii ucraineni totuși, și să înceapă să povestească istorie tot soi. Care evident, să justifice atacul Rusiei? Care să justifice atacul Rusiei, da. Care prezentau Ucraina din perspectivă negativă. Și, bine, asta e poziția lor personală. Dar întrucât el este refugiat de război și întrucât mi la acel moment deja
mă gândeam că dacă asta tot așa o să continuă, el o să fie primul care o să o ia la moacă de tot restul. L-am rugat foarte insistent ca pozițiile lui politice să le țină foarte discret, ca să nu agravăm conflictul aici. E vorba de armeni din Ucraina, cetățenii ucraineni. Din Odessa, da. Și în acel moment ai simțit nevoia să institui acele reguli? Da, fix așa am avut băieți din Moscova care cumva i-a prins conflictul în Ucraina cu afaceri și de-abia de-au fugit acolo. Îți dai seama, streci frontiera cu pașaport rusesc în primele zile de război, era o istorie întreagă. Au ajuns, erau foarte pierduți, nu știu cum se comporte. Noi am asigurat că, domnilor, nu încurcăm lucrurile și fiți pe pace, că o să fiți ok. Nu aveți voi treabă cu conflictul și noi nu avem treabă să împărțim oamenii în buni și în rei. Am avut istorii cu băieți ucraineni care au evadat din Ucraina trecând cumva mai puțin legal frontiera statului. Eu de exemplu, înțeleg pe dânșii. Este legea, e lege, toată lumea, deci cumva s-a decis că trebuie să-și onoreze angajamentul militar de stat și tot așa și tot așa, dar nu toată lumea e făcută să ducă automatul în spate. Nu-i făcut el pentru asta. Nu știi, nu vrea, e pacifist, nu e a lui asta. Eu cred că și pentru oamenii ăștia trebuia de stabilit o altă formă cum el poate să contribuie la bunăstarea statului, dar nu neapărat prin forțare violentă sau prin constrângere. Deci, tipii au trecut ilegal statul în Moldova, s-au pomenit în Moldova, fără ștampile de intrare și tot așa, și tot așa. Deci, în cazul lor, maxim ce am putut să facem, să-i direcționăm la anumite servicii care se ocupau cu elaborarea actelor, cu analiza cazurilor, fiecare caz individual și băieții în 3-4 zile și-au făcut acte și după asta deja mi-au scris din Canada că sunt bine, mersi și ne-au mulțumit pentru tot și tot așa. Chiar de ce fel de ajutor, ce fel de ajutor solicită cei care vin? Vedeți că ei de la noi nu solicită ajutor, ei mai mult ei își spun istoria și noi dacă simțim că am anumite cunoștințe și prieteni prin diferite structuri care am putut pur și simplu să-i direcționăm încolo și ei deja să o țineți mai departe, asta e. Da, evident că în prima perioadă când era necesitate de foarte multe spații de cazare, atunci mi-am făcut o bază largă de numere telefonice de la tot felul de prieteni ca să, la necesitate, să distribuim toți oamenii ăștia la cazare. Pentru că vineau oameni într-una la hotel și băteau în ușă și ziceau, avem locuri, nevoie de locuri de cazare. Bine, noi la ora 9 dimineața deja eram plin pentru a doua zi. Noi nu aveam atâtea locuri. Și atunci luam carnetul cu toate numerele telefoane și începeam să sun toți la oaltă și îi distribuiam. Și toți prietenii ăștia cazau în apartamentele lor, în camere libere. Situații, как бы, очень много с белорусами. Cazuri sunt foarte multe. Mulți bieloruși fac rezervare. Apoi ne sună de la graniță că au fost reținuți și dacă într-un final sunt lăsați să treacă, trebuie să găsească cu ce să ajungă, pentru că autobuzul a plecat deja. Ei sunt opriți la graniță și interogați timp de 2-3 ore, apoi caută cum să ajungă singuri la Chișinău. Deci au o mulțime de probleme. Ruși, bieloruși care locuiesc în Ucraina, ei sunt reținuți pentru identificare, până se clarifică circumstanțele, se verifică totul. Chiar și oamenii care lucrează în Ucraina, care au drept de ședere de 20 de ani, de 35 de ani, sunt multe astfel de cazuri. Acum e și mai rău, pentru că de vreme ce ambasada Rusiei în Moldova își suspendă activitatea, pentru că так как посольство приостанавливает свою работу в России, то есть вот сейчас женщина приехала из Украины. Acum o femeie a venit din Ucraina. De foarte mult timp e în Ucraina. S-a căsătorit cu un ucrainean, are deja copii. Adică o parte din familia ei, din Rusia, a venit în Ucraina. Și pentru că i-au expirat actele rusești, a venit la ambasada Rusiei, în Moldova.
așa cum fac mulți oameni pentru a-și prelungi actele ca să se poată întoarce în Ucraina să trăiască mai departe. Și a venit aici și nu a putut face nimic. Și situația este de așa natură încât ea nu va fi lăsată să intre în Ucraina acum, pentru că are documentele expirate. Ea acum își face un pașaport alb și se duce în Rusia și își va face documentele acolo. Și chiar azi am vorbit cu ea. Îi este teamă că nu o vor lăsa să intre înapoi. Nu știe cât timp va dura procesul acolo. Iar chestia e că ambasada Rusiei aici deja își suspendă activitatea și nu știe dacă Moldova o va lăsa să intre cu acte rusești. Și sunt o mulțime de astfel de povești, pentru că sunt o mulțime de oameni care trăiesc cu acte rusești. Ei efectiv toți vin încoace, pentru că Moldova este singura oportunitate să-ți prelungești actele, ca să poți cumva să te întorci, să continui să trăiești, să muncești, pentru că nimeni nu vrea să fugă în Rusia. Ori toți oamenii vor să se întoarcă în Ucraina, să se întoarcă la familiile lor. Și aceasta este o problemă. Sunt cetățeni bieloruși, ruși, care trăiesc în Ucraina. Ei au o situație atât de dificilă acum. Sunt oameni care nu susțin războiul, adică trăiesc în Ucraina, lucrează în Ucraina, au deja familii și acum au astfel de probleme și acum cu această ambasadă, ce se va întâmpla mai departe? Nu știu, dar mi-e groază să mă gândesc la asta. Ce va fi далі? Я не знаю, ну, реально страшно об этом думать. Odată cu începerea războiului, Ucraina a întrerupt relațiile diplomatice cu Rusia. Misiunile diplomatice ale Federației Ruse de pe teritoriul ucrainesc au fost închise. Astfel, pentru cetățenii ruși din Ucraina, consulatele rusești din Republica Moldova sunt soluția cea mai la îndemână pentru perfectarea actelor. Astfel, pentru cetățenii ruși din Ucraina, consulatele rusești din Republica Moldova erau soluția cea mai la îndemână pentru perfectarea actelor. La 29 iulie 2023, ambasada Rusiei în Republica Moldova anunța că suspendă serviciile consulare începând cu 5 august 2023, fără a explica motivul și fără a preciza când acestea vor fi reluate. Anunțul a fost făcut după ce, 3 zile mai devreme, Republica Moldova a solicitat Kremlinului ca din cei peste 80 de diplomați și angajați ai ambasadei Rusiei la Chișinău, 45 să părăsească țara, invocând ani întregi de acțiune. Hostile. În acest an, de când lucrați aici, au venit mulți oameni în această situație? În ultima vreme, da. În ultima jumătate de an, în ultimile 5 luni, e un aflux mare de oameni, într-adevăr, foarte mare. Chiar și cetățeni moldoveni, cei care trăiau în Rusia, sunt foarte mulți bărbați care au plecat în Rusia, au muncit și au cumpărat apartamente, deja se descurcă bine acolo, au chiar și familii, soțiile lor sunt din Rusia și acum vin, vor să se întoarcă, să-și pună actele în ordine, să se întoarcă în Moldova. Eu cred că nu e totul atât de bine acolo. E chiar rău. Ei înșiși vorbesc despre asta, că nu văd rostul de a mai sta acolo. Sunt îngrijorați de ce se întâmplă. Că pur și simplu cu aceste documente rusești nu-i vor mai lăsa să intre după un timp. Așa că e mai bine să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace, fără toate astea. Nu vor să plătească taxe acolo, ca să nu fie complici, să nu susțină războiul. Toți vin din cauza asta aici. Chiar ei vorbesc despre asta. I-am întrebat, dar de ce n-ați venit imediat, cum a început războiul? De ce doar acum? Ei spun, să ne iertați, dar mult timp chiar nu am crezut. Chiar nu am crezut. Și cred că pot să înțeleg. Când nu vezi totul cu ochii tăi, poate că și noi am simțit la fel dacă asta s-ar întâmpla undeva. Din păcate, nu este primul război teribil. Când auzim la televizor și nu vedem, e mai greu să înțelegi. Dar acum că ne-a afectat, am auzit totul, am văzut totul și am trăit asta cu toții pe pielea noastră, din acea zi noi credem totul, empatizăm cu toată lumea, suntem îngrijorați, pentru că am fost afectați și noi. Apropo, eu de curând, cum am plecat din satul meu la începutul lui aprilie, atunci încă nu erau atât de multe distrugeri. Am plecat și nu am mai fost acolo până acum o săptămână, când m-am întors din Ucraina. Am fost să o iau pe mama mea pentru că situația se înrăutățește și cu greu am convins-o să plece. Are o vârstă și nu vroia să plece, dar acum situația nu e deloc calmă și ea a fost de acord să vină aici la noi. Și am mers să o iau cu mașina. Șoferul era din Chișinău. El lucrează cu noi.
face transferurile de la aeroport. Și când venea vorba de războiul din Ucraina, știți, câteodată nu că ne certam, dar reacția lui, atitudinea lui ne durea. El nu credea. Și înțeleg de ce. Pentru că omul nu a văzut niciodată un război și nu știa ce este. Citește informații de aici, de acolo și spune că se exagerează, că, de fapt, totul este bine, că în realitate nu e așa de rău cum spuneți voi sau cum se spune la televizor. Asta era atitudinea lui. Dar noi niciodată nu încercam să dovedim cuiva ceva. Noi am văzut totul. Noi știm cum e, noi am trăit toate astea. Și a venit ziua aceea când a trebuit să plecăm. Am ajuns la Odessa, era o zi oarecum obișnuită, oamenii făceau cumpărături, era cineva care stătea într-o cafenea, în acel moment nu erau explozii, era o zi senină, totul era calm. Am trecut prin locurile unde nu era nicio clădire distrusă, nu am mers cu mașina prin toată Odessa. Și când am intrat cu mașina și el a văzut asta, a spus, iată, v-am spus, așa este, totul funcționează, oamenii se plimbă, conduc mașini, adică viața merge înainte. Am mers mai departe, din Odessa spre Nicolaev, așa cum trebuia să mergem în direcția Herson. Am trecut prin marginea orașului Nicolaev. În Nicolaev am văzut deja unde au căzut rachete, unde au fost lovituri. Prilote, popadanie, băle, vâzle domov. Votul nemnoșcă, nu... Erau lângă case, erau un pic mai, mă rog, erau ceva distrugeri, dar nu de tot. Nu am mers prin oraș și chiar m-am bucurat că nu am văzut totul, pentru că am rude în Nicolaev, știam ce se întâmplă acolo, știu foarte bine ce și cum. Dar noi am mers mai departe, pentru că nu aveam timp. Am ieșit din Nicolaev și am cotit spre Snighirovka. Și iată aici cum urma drumul s-a început. Mai întâi podul, care este distrus, apoi localități, sate mari, care erau foarte mari și în care locuiau mulți oameni. Acum nu am văzut nici măcar un suflet viu. Ce suflet viu? Totul era doar ruine, totul era distrus. Atunci când ne-am refugiat, încă nu era toată grozăvia asta. Și iată momentul ăsta în care șoferul, omul ăsta care nu credea, avea o față ca de piatră. El conducea și tăcea, conducea și se uita în jur. Și aud că este greu să respire. Conducea în liniște. Priveam în stânga, priveam în dreapta, cât mergi, vezi doar pustiu. Aveam senzația că e sfârșitul lumii, știți? Și apoi el spune această frază, Doamne, dar sunteți vecinii noștri, se întâmplă chiar lângă țara noastră. Este pur și simplu oribil, era atât de șocat, nu se putea opri pur și simplu, era copleșit. Spunea, Doamne, este oribil, pot să văd totul cu ochii mei, totul se întâmplă cu adevărat. Sunt speriat pentru că noi locuim unii lângă alții și avem mulți oameni care nu înțeleg ce se întâmplă, care nu cred până la capăt. El s-a întors de acolo alt om. Am mers mai departe, dincolo de Snighirovka, spre Herson. Am ajuns în locurile unde am locuit, am văzut clădirea școlii, unde au învățat copiii, care pur și simplu nu mai putea fi reconstruită. Acele fețe de oameni care privesc în gol. Chiar și cunoștințe care erau așa sociabili, acum au niște priviri, știi, de parcă sufletul a părăsit persoana. Pentru că e război și parcă nu mai are capăt. Pentru că durează deja de mult timp, devastarea continuă, pierderile sunt mari, iar oamenii mor. Nu toată lumea poate pleca, din păcate. Уехать все не могут, к сожалению. Nu. Ваш дом наш. Ați găsit casa dumneavoastră? Наш дом мы снимали, что там. Casa noastră am încercat să o filmez. Ceea ce a rămas din casă, pentru a încerca să depunem o cerere pentru un fel de despăgubire. Dar nu am putut termina filmarea. Nu am putut nici măcar să mă apropii de casa mea. Am încercat de două ori. Mi s-a făcut rău pur și simplu. Sora mea era acolo, mama mea. Eu deja am înțeles că nu există cale de întoarcere. Desigur, sperăm că ne vom întoarce. Noi suntem ucraineni.
trebuie să trăim în Ucraina. Aici e foarte bine. Nu am vrut să merg mai departe de Moldova. Moldova ne-a primit foarte bine și oamenii sunt receptivi. Nu cred că doar noi am avut noroc cu atitudinea față de ucraineni și, în general, față de noi. Atitudine pur umană. Totul a mers bine cu munca, cu studiile, mă rog. Singurul lucru este că limba voastră este foarte frumoasă, dar foarte dificilă. Pentru mine, ca dificultate, a doua după chineză. Dar trebuie oricum să o învățăm, pentru că suntem în Moldova și nu este rău să știi mai multe limbi. Cum este pentru dumneavoastră să vă întâlniți în fiecare zi cu oameni din Ucraina? Vă ajută cumva să vă simțiți mai aproape de țară sau, din potrivă, vă este greu? Nu știu. Probabil e greu pentru că oamenii pleacă din țară și starea asta a lor, așa cum eram și noi când ne-am refugiat. Pleci fără nimic, nu poți lua nimic cu tine, vii cu mâinile goale, ai actele și atât. Pleci și o iei de la capăt. Acum economia este foarte afectată, nu mai sunt locuri de muncă, sunt foarte puține și oamenii trebuie să se întrețină, trebuie să plece. Ori nu au locuință, ori nu există loc de muncă, cum să continue să trăiască? Și atunci pleacă. Ori cei care rămân fără casă, ori de acolo de unde situația se înrăutățește și e imposibil să mai trăiești, pentru că sunt atacuri la nesfârșit. Este pur și simplu înfricoșător. Cine are mai multă răbdare, rezistă mai mult. Deși fluxul nu este la fel de mare ca la începutul războiului, la un an și jumătate de la începerea lui, persoanele continuă să se refugieze din Ucraina. Dacă în prima zi a invaziei ruse se prognoza că vor fi circa 5 milioane de refugiați din Ucraina, astăzi se estimează că circa 8 milioane de persoane au părăsit țara, iar alte 8 milioane s-au strămutat în interiorul ei. Este cea mai mare criză a refugiaților din Europa de la al doilea război mondial încoace. 90% dintre cei care părăsesc țara sunt femei și copii. Acum vin oamenii, cei care nu au nicio soluție. Din astfel de locuri, de exemplu, din Zaporojie vin. Spun, noi nu ne-am refugiat niciodată până acum, dar deja e înfricoșător. Zboară drone deasupra capului, mai ales pentru copii. Iată o doamnă cu doi copii mici a venit. Familia ei nu s-a refugiat niciodată până acum. Dar acum răbdarea lor s-a terminat. Mai întâi ea a rămas fără loc de muncă, apoi soțul ei a fost mobilizat și ea a venit aici cu copiii. Deja s-au stabilit aici, totul e bine. Ei sunt aici în Moldova, nu mai știu ce au reușit cu munca. Pentru că sunt o mulțime de oameni, nu pot să țin legătura cu fiecare dintre ei, să știu care e soarta lor mai departe, doar cei care mă contactează și fie mulțumesc, fie... Comunicați cu fiica dumneavoastră cea mai mare? Păi, când e posibil, sigur. În forțele armate ucrainene activează peste 42.000 de femei, dintre care aproximativ 5.000 în unități de luptă. Una dintre ele este fiica cea mai mare a Nataliei. Ținem legătura cu ea, o susținem, pentru că ei acolo, cred că, nu cred, dar știu sigur, este mai greu decât nouă. Datorită ei și tuturor apărătorilor pământului nostru, eu cred că noi vom rezista. Dumnezeu este cu noi. Totul va fi bine. Totul va fi bine. Să dea Domnul Moldova să nu fie afectată, ca să nu trecem din nou prin ce am trecut. Doamne, păzește și apără de această... Eu cred că totul va fi bine aici. Totul se va rezolva. Suntem aici și sperăm foarte mult să se termine această grozăvie. O să trecem peste asta și când totul va fi bine, o să ne întoarcem. Și vom începe totul din nou. La etapa de acum este... Da, bine, așa o începe fiecare expert. Este imprevizibilă situația și nu știm evoluția conflictului. Dar este adevărat, noi nu știm evoluția conflictului. Aveai impresia că conflictul e pe finit, întrucât Rusia, cum zice rusii, zdihalăs,
Își dădea ultima sflare. Dar urmărești ultimele discursuri din Rusia, să zici că băi ăștia vrei să vor să-l intensifice și mai mult și vor să meargă în vest. Zici nici nu știi cum să hai să începem pe un scenariu. Scenariul conflictul se termină, Rusia într-o formă sau alta iese perdantă, Rusia cu imagine la pământ, economie foarte în cădere, mai mult sau mai puțin liberă, Ucraina se începe a reabilita, fie cu Crimea, fie fără, deci se termină războiul, actul de capitulare este semnat și se începe o reînviere a vieții economice și a regiunii. Evident, foarte multe investiții o să meargă în Ucraina, foarte multe investiții o să meargă în Moldova, intrarea Moldovei în structurile europene se rapidizează, intrarea Ucrainei în structurile europene se tot se intensifică și Moldova începe la maxim să beneficieze. Și, în sfârșit, pe piața imobiliară, dacă să vorbim despre segmentul ăsta, se stabilizează și începe a veni oameni, nu forțați, dar începe a veni pe traininguri, creștere economică, stabilire business-ului, tot felul programe de instruire pentru tineret și pentru business. Și hotelele, da, și pe turism, că Moldova ultimii ani are ceva performanță, nu foarte mare, dar totuși este. Da. Dacă se mai deschid mai multe low costuri, evident, fluxul de oameni din Europa o să se intensifice. Asta e un scenariu. Un scenariu. Și avem scenariul 2. Scenariul 2, conflictul nu se termină și e într-un fel de conflict din ăsta ca o bubă cu puroi, care nici nu trece, dar nici nu se agravează super tare. În momentul ăsta adică spunem că e o rană deschisă. E o rană deschisă așa și el continuă. Business-ul investește cumva din inerție, cu speranța că ăsta nu foarte abundent, pentru că nu știi ce o să fie în ziua de mâine. Te referi inclusiv la Republica Moldova. Da, da, da. O incertitudine, cum zic, cu care suntem obișnuiți, dar care pare să fie și mai acută. Vezi că business-ul în ziua de astăzi, cel mai mult profit e dus de acele sectoare noi, inovative, care sunt foarte ușor, sunt foarte mișcătoare. Ai vrei să spui flexibile? Își pot schimba locația. Aha, deci mobile. Mobile, da. Dacă sectorul IT nu o să-și găsească loc de dezvoltare în Moldova, Moldova să rămână un soi de appendix de asta, semi-agricol, semi la un colț de civilizație. Deci noi trebuie să fim în trendul dezvoltării, dar trendul dezvoltării nu vrea omul să investească în zone riscante, în zone de conflict. Deci atâta vreme cât noi suntem văzuți ca zona de conflict sau de aproape de conflict, investițiile mari încoace nu o să vină. Și lucrătorul care e bun, calificat, care vrea să se trăiască o viață decentă, cu familia, cu un planning de viitor, cu anumite condiții, el condițiile astea și le dezvoltă. Asta e o casă, asta e o mașină, asta e o afacere, asta e o întreagă infrastructură emoțional-materială. El nu o să investească pentru infrastructura asta emoțional-materială într-o zonă riscantă. Deci conflictul este necesar de a fi terminat în toate perspectivele. El nu este interesant economic. Sigur că sunt afaceri, business-uri care se dezvoltă pe conflict, dar pentru țară nu este bine. Nu e modelul sustenabil, da, și fluxul ăsta de turiști, de război, asta nu e sănătos. Asta, cât de bine pentru sectorul de hotelier nu ar părea, cum mulți cred, toți din sectorul hotelier, eu cred că care zbrej la minte, înțeleg că nu e fain așa. Nu, el mai bine să fie fluxul mult mai mic, dar
să fie bazat pe o altă, pe o altă necesitate. Все, и всем говорю, закончится война, обязательно. Tuturor le spun, războiul se va termina. Ne vom întoarce cu toții și vom reface totul. La fel cum am venit aici și am luat-o de la zero. Așa ne vom întoarce și acasă și totul va fi bine. Eu cred în asta și cred, sper foarte mult, că oamenii se vor întoarce. Și veșnic vom fi recunoscători acelei țări care ne-a primit. Știți, când am fost plecată în Ucraina, deja mi era dor de Moldova. Pe drum înapoi, pe măsură ce ne apropiam de Chișinău, aveam așa o senzație că vin acasă la mine, știți? Mi-a făcut plăcere să mă întorc. Deci acum am două case. Так что у меня теперь получается два дома. Războiul a schimbat viețile noastre pentru totdeauna, în cele mai diverse feluri. Natalia s-a ales cu două patrii și multă durere. Nu mai are o casă a ei, dar nu renunță la speranță. E cel mai sigur lucru pe care îl are acum. Pentru nimeni dintre noi, viața nu va mai fi la fel ca până la război. Se schimbă opiniile oamenilor, alegerile, locul unde își trăiesc viața, se schimbă fricile și speranțele, oamenii pe care îi ai sau nu în preajmă. Scrie-mi în comentarii, pe canalul de YouTube sau pe paginele de Facebook și Instagram a Europei Libere Moldova, gândurile tale după acest episod. Dacă ai ascultat episodul pe YouTube și ți-a plăcut, pune un like. Cu fiecare apreciere în plus, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt mereu actuale. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Odată ce te-ai abonat, vei primi o notificare de fiecare dată când apare un episod nou și asculți când vrei tu, de pe telefon, tabletă sau laptop. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. Luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.